Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un nou videoclip și da, am revenit după foarte, foarte mult timp care nu am mai postat, pentru că am început școala și sunt foarte, foarte ocupat și în plus că nu mai am deloc idei pentru a face niște videoclipuri, dar astăzi o să revenim cu un mic unboxing, frate, la un volan de gaming pentru calculator. Este foarte super pentru că l-am încercat și este super rău de tot, așa că o să-i facem o prezentare care sper să fie ok. Și da, n-am mai postat pentru că, după cum am spus, sunt cu școala, trebuie să învăț foarte mult și nu mai am așa mult timp liber ca să pot posta. Și sper că acest videoclip să vă placă și nu uitați să apăsați și pe butonul de la frate, să-i dăm drumul. Ok, frate, a revenit. Suntem aici în cameră la mine unde am setup-ul de gaming și volanul, mai precis. Ok, cred că o să-l vedeți aici, în spatele meu aici, undeva. Ok, haideți să vi-l prezint. Aici este kendama mea. Kendama foarte bună, e un full, cred, gold. Așa, o dăm puțin la o parte. Aici este microfonul meu. Fuck, a picat. Așa, ăsta este, fraților. Este foarte super, păcteedeți. Are foarte multe comenzi. Are aici în spate e niște chestii pentru semnalizat, cred, și niște butoane. Are și pedalele jos la aici. Aici este tastatura și monitorul meu. Ok, asta este. O să-l punem în funcțiune, cred că la sfârșitul clipului. Dar haideți să vedem și pedalele. Nu știu dacă se vede de aici, dar da, e că se vede. Nu stau să le scot pentru că sunt foarte multe cabluri, dar nu contează. Stați puțin. Ok, frate, am stat să-i pun un pic de lumină care să se vadă mai bine. Ok, aici este frâna. Dar să le scoatem aici. Aceasta este frâna, fraților. Aceasta, vedeți? Frâna care se apasă cu picior și aceasta este accelerația. O să o pun în funcțiune în... Și aici este unde să ții picioarele în caz că nu puteți să pui frână sau ceva de genul. Acum este foarte bune. După cum v-am prezentat și volanul, o să ne jucăm și cu el. Chiar o să ne jucăm și o să fie destul de super. E un volan Genius. Astea, mărcile astea sunt foarte, foarte bune. Și da, frate, o să fie destul de ok. Deci v-am arătat aici pedalele care vine conectate aici la unitate în spate acolo și cu acestea la fel. Azi că trebuie să aibă... A, uitați-le aici. Ăsta, fraților, care vine conectat aici. Dar noi nu o să-l băgăm acum, o să ne-l băgăm când ne jucăm mai ales. Da, mă, fraților, haideți să-l dăm și noi drumul. La acest volan să vedem cum merge. De fapt, eu știu cum merge, dar să vedeți și voi, deci să-i dăm drumul. Ok, frate, acum o să ne punem să-i dăm și noi o cursă. Eu am făcut deja o cursă și o să mai fac decât una pentru că am durat prea mult. Deci, hai să începem. Okay. By the sounds I'm breathing in, holds tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only. Can make me move.
Ok, frate, am terminat și cursa. Sper că am fost destul de bine. Nu a durat foarte mult. M-a așteptat să dureze mai mult, dar a fost 2 minute și 37 de secunde, mi se pare. Ok, am chindat mai la gât pentru că îmi place. Și da, frate, este foarte, foarte mișto acest volan. V-aș ruga că dacă vreți să vă luați un volan, acesta este, credeți că este cel mai bun. A dat tastatura acolo. Am jucat destul de bine. În caz că nu știți, frate, acesta este un Need for Speed Hot Pursuit 2. Deci Need for Speed Hot Pursuit 2. Este foarte mișto, are o grafică foarte bună. Stați să vă arăt puțin, stați puțin. Stați, frate, cu mașina asta am jucat eu. Este un Lotus Elise. Vedeți, stă pe mai multe culori și am mai multe mașini. Sunt foarte multe, cel mai mișto e de aici încolo, dar încă nu am bani să le cumpăr. Și da. Și da, cam atât cu acest videoclip, frate, sper v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un twist, stați că am uitat. Pe fundal avem să dăm un finger roll, frate, o să-i dăm drumul. Ok, fraților, am revenit. Acum o să facem și noi vreo câteva scheme așa pe fundal. Știu că este unboxing, dar da, trebuie să facem niște scheme. O să urmeze și videoclipul cu Kendama. De aceea, haideți să dăm un finger roll. Și o să-l dăm foarte bine acest finger roll. Ce să mai dăm noi? Am dat și spânzurătoarea, sper că se vede, ca cei care nu știu, o să facem un tutorial cum o dăm. Așa, ce să mai dăm noi? Ceva chestii ușoare, așa. Big up spike. Așa. Și iară. Da, frate, cam atât cu acest videoclip, s-a plăcut. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Like!